cashback. Folosiți banii pentru a vă satisface orice dorință și orice plăcere, inclusiv din cele mai rafinate, care nu sunt chiar la îndemâna oricui. Știți vorba aceea, dai un ban, dar stai în față. Joi sunt posibile unele momente de încordare la locul de muncă. Taur, Venus vă conferă o profunzime emoțională deosebită, care vă face să strângeți relațiile cu mai multe persoane. Buna înțelegere și armonia încep să domine mediul dumneavoastră familial, unde vă simțiți în maximă siguranță. Gemeni, aveți unele porniri egoiste și nu vreți să împărtășiți cu nimeni bucuriile și plăcerile vieții. Dimpotrivă, sunteți asemenea unui lup de stepă care se retrage cu prada în propriul bârlog și nu mai iese de acolo până când nu a terminat de mâncat. Rac, participați la mai multe întâlniri cu prietenii și vă distrați de minune împreună cu ei. Sunteți însă conștient că nu ați putea să vă petreceți tot timpul astfel și că un regim de viață ca al lor este sănătos numai atunci când îl urmezi în timpul vacanței, maxim de 2 ori pe an. Leu, nu știți cum să-i explicați unei persoane apropiate faptul că sunteți nevoiți să renunțați la proiectul pe care l-ați construit împreună. Joi și vineri faceți planuri de călătorie care nu se vor materializa însă chiar în acest weekend, ci mai degrabă săptămâna viitoare sau chiar spre sfârșitul lunii. Fecioară, persoana iubită vă impune să faceți o alegere care nu este deloc pe placul dumneavoastră. Acceptați acest lucru doar pentru a-i face un hatâr, dar nu sunteți deloc mulțumit de modul în care v-a obligat să acționați astfel. Weekendul este propice întâlnirilor romantice, plimbărilor sub clar de lună și meselor sofisticate luate împreună cu persoana iubită. Balanță. Trebuie să vă schimbați în mod radical comportamentul legat de bani și de posesiuni. Este nevoie de mult mai multă responsabilitate și trebuie renunțat la obiceiul de a lăsa lucrurile în voia lor, pentru că astfel nu veți atrage nimic bun asupra dumneavoastră. Sfârșitul de săptămână vă regăsește într-o stare de copil cu o deosebită dispoziție de joacă. Scorpion, se anunță o săptămână excelentă din punct de vedere al vieții de cuplu. Petreceți momente foarte frumoase alături de partenerul de viață, iar comunicarea decurge excelent. În plus, descoperiți sau redescoperiți o serie de hobby-uri comune. Săgetător. Într-o anumită împrejurare vă dovediți mult mai conservator decât s-ar fi așteptat cineva din anturajul dumneavoastră. Persoana respectivă își exprimă totala surprindere, dar rămâneți inflexibil în decizia pe care ați luat-o. Weekendul vă găsește preocupat de tot felul de amănunte ale unui plan important. Ca de fiecare dată când se apropie un eveniment care vă interesează cu adevărat, doriți ca totul să fie perfect. Capricorn, vă amintiți cu mare claritate cele mai mici amănunte și reușiți să faceți legături între ele, astfel încât impresionați pe toată lumea cu resursele dumneavoastră intelectuale. În weekend sunteți alături de persoana iubită, care se confruntă cu câteva probleme minore, dar supărătoare. Vărsător. Problemele cu care vă confruntați în această perioadă sunt trecătoare, dar vă pot ajuta să vă dați seama care sunt punctele sensibile din viața dumneavoastră. Vă petreceți sfârșitul de săptămână în familie, dar nu și în liniște, iar faptul că se stârnește agitație vi se datorează în primul rând dumneavoastră. Pești, o săptămână destul de agitată în care vă plimbați mult pentru a rezolva câteva chestiuni mai degrabă minore și intrați în legătură cu tot felul de persoane, unele dintre ele destul de disgrațioase și de respingătoare. În weekend nu veți avea foarte multe posibilități de relaxare, deoarece în majoritatea timpului veți fi ocupați să încheiați diferite proiecte rămase restante din timpul săptămânii.